Bună seara, bună ziua tuturor celor cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Balanță. Aceasta este o etalare pentru septembrie, pentru voi. Încep cu mesajele de la îngeri. Ați primit nota 10 pentru câte ați făcut până acum. Așa îmi place mie să văd această carte. Însă această carte vă atrage atenția în cazul în care v-ați luat prea mult cu munca și cu responsabilitățile, poate chiar și cu supărările, să nu uitați de cei dragi și să-i țineți aproape de sufletelul vostru și să-i protejați. Mă gândeam la voi înainte de etalare și mă gândeam că uneori, bine, și în harta mea natală sunt niște aspecte care mă asemănă într-un fel cu voi, dar uneori balanțele sunt greșit înțelese. Ele sunt foarte delicate și amabile în aparență, în prima carte, pentru că nu vor să deranjeze pe nimeni, dar în relație cu cei apropiați, colaboratorii, vecini, prieteni și mai ales cei pe care îi iubiți, deveniți foarte, foarte, foarte focoși, foarte pasionali și foarte agresivi uneori în ideea că vreți să protejați cu orice preț. Uneori poate sunteți mai luptători decât chiar berbecii, cei din casa șaptea. Ideea este că luptați pentru multe, ați trecut prin multe, cum s-au văzut și în ultimile etalări din lunile anterioare, ați trecut prin foarte multe. Unii, probabil că trebuie să vă amintiți că există totuși un grup de oameni care vă iubește și vă apreciază și voi trebuie să-i țineți aproape, ca pe o comoară. Poate chiar pentru unii dintre voi aveți un copil care are nevoie de afecțiunea voastră. Și interesant cum îmi vin acum ideile, cred că trebuie să împărtășiți. Sunteți semn de aer, sunteți focoși și pasionali în relații, sunteți combativi, dar totuși sunteți semn venusian. Sunteți și foarte sensibili. Ar trebui să arătați această sensibilitate măcar celor care vă înțeleg. În mod special copii, dacă aveți un copil pe care l-ați privat de atenția voastră, poate v-ați concentrat mai mult pe ambiții, ce vreți să transformați acel copil și mai puțin pe comunicarea emoțională. Stați o perioadă aproape, încă mai e vacanță pentru cei mici și relaționați într-un mod emoțional. Este important să-i iubiți pe ceilalți profund și știu că puteți face acest lucru. Însă să nu lăsăm problemele din jurul nostru să ne afecteze relațiile cu cei dragi. Repet, pot fi colegi, pot fi prieteni, pot fi oameni dragi. Poate să fie chiar o nouă persoană față de care aveți sentimente profunde. Și ar fi bine să o țineți deoparte ca pe o bijuterie. Ca pe o bijuterie. Cred că unii dintre voi ar trebui să vă exprimați și cu mâinile. Oare de ce mi-a fi venit această idee? Poate imaginea mi-a amintit de această nevoie de atingere într-un mod special cu cineva special. La capătul acestui set de cărți aveți prima carte, numărul 1. Ah, ce frumoasă este! Comunicare, relații, ceea ce sunteți voi, vă reprezintă. Cartea spune, ascultă cu inima, nu cu mintea. Sunteți semn de aer. Nu cu altceva, cum am spus mai devreme că sunteți foarte pasionali, ci cu inima. Adică, fiți emoțional, cum am spus mai devreme. Și există o melodie, chiar o să o pun jos în comentarii, mi-aduc aminte de Roxette, Listen to Your Heart. Listen to Your Heart. Și văd aici dragostea adevărată. Pentru Doamne este posibil. Eu așa simt că e pentru Doamne, să aveți un bărbec pentru că a apărut și regele de bâte și regele e rege, e băiat, e bărbat.
Deci, da, am spus pentru doamne, posibil să aveți a face cu un semn de foc, posibil berbec, pentru că și ei au avut true love. Acolo puteți să ascultați mai mult despre această carte. Dar trecând peste acest aspect al sexului, masculin, feminin, în viața unor balanțe, tocmai pentru că au trecut prin foarte multe, a intrat de curând sau se apropie o persoană față de care veți putea experimenta dragostea adevărată. Ascultați cu inima, să nu și, și țineți-o ca pe ceva prețios, pentru că dacă tratați lucrurile la nivel mental sau din perspectiva experiențelor anterioare, negative, triste, s-ar putea să greșiți. Deci, ascultați cu inima. E posibil pentru unii să fie un semn de apă, pentru că văd mulți peștișori, scoici. Bine, scoica are și conotații sexuale, clar, dar în acest context, cred că este o comunicare telepatică. Of, Doamne, de ce simt această senzație de ca și când v-ați fi cunoscut în alte vieți? Bine, în general, întâlnim oameni din vieți anterioare, dar am senzația că această dragoste adevărată, bărbați, femei, orice ați fi, Doamne, vine dintr-un șefior, vine dintr-un lung șir de vieți anterioare. Am senzația că v-ați întâlnit în toate viețile anterioare, într-un fel sau altul, și ar fi păcat. Vai, ce stare, să ocoliți această dragoste profundă. În continuare, ce mai aveți? Simple acțiuni de amabilitate. Voi așa sunteți în general, dar în cazul în care uneori sunteți supărați, să nu uitați că aceste mici gesturi de amabilitate cu cei mici, cu cei nevoiași, cu cei cu probleme, vă crește vibrația. Vă crește vibrația. Și amabilitatea vă dă o energie și o stare de fericire care vă atrage. Acest partener interesant, acționați ca și când partenerul este aici. Probabil că această dragoste adevărată încă nu e în viața voastră, sau poate unii sunteți căsătoriți, sau v-ați despărțit și plutește în aer această dragoste. Din acest motiv, poate trebuie să fiți atenți să o tratați într-un mod foarte prețios. Foarte delicat. Iar văd 44 număr maestru semnului Neptun pentru unii, poate dacă nu e berbec sau semn de foc, este un semn de apă. Văd multe, multe elemente acvatice. Aici, în carte, vi se sugerează să vă trăiți viața de ca și când acest partener, această dragoste adevărată, chiar dacă poate n-a intrat încă sau v-ați întâlnit de 2-3 ori până acum, e ca și când este aici. Trec dintr-una într-alta, în fine. Așa mi-e stilul. Da, voi prindeți că sunteți isteți, sunteți semn de aer. Există un potențial să vă descoperiți o latură emoțională pe care n-ați mai descoperit-o cu nimeni. Și nu vorbesc de pasiune acum, vorbesc de emoții. Și de spiritualitate, și de creștere spirituală, și de cufundare în niște adâncuri ale ființei voastre, care veți descoperi lucruri, poate această comoară, poate această comoară, dragii mei, frumoșii mei, oh, vă doresc această dragoste adevărată, Doamne ajută. Ia uite, împăratul. Pentru unii, da, e un berbec pentru doamne, pentru că am văzut regele de bâte. Sau sunteți voi, da, mulțumesc, spirite, pentru inspirație. Sunteți voi, casa voastră a șaptea, voi uneori preluați controlul. Sunteți combativi. Sunteți foarte combativi, deși sunteți semn venusian. Sunteți semn masculin, chiar dacă sunteți doamne. Voi luptați pentru cine iubiți. Luptați până la capăt. Și acum s-ar putea capătul acela să se fi terminat pentru unii și să trebuiască să luptați pentru un nou început. Mulțumesc! Eu mulțumesc că când îmi vine câte o idee, spiritul, iaute și temperanță.
Pentru unii, dacă nu-i berbec, e săgetător sau împăratul, da, reprezintă controlul. De o mare diferență între control și echilibru. O mare diferență. Haideți să mai amestecăm. Mai amestec o dată cărțile, balanță. Soare, lună, Venus, ascendent. Ia uite. Ați lăsat în urmă ceva? O situație neplăcută? Cu pe goale, cu pe lin și începeți cu pasiune. Cu pași mici, un nou proiect, o nouă relație. O nouă relație, dragii mei. Doamne ajută! Ia uite. La distanță. Poate, dacă nu călătoriți, măcar vorbiți. Că doar sunteți semn de aer. Soare, lună, Venus, ascendent în ce? În balanță. Dragii mei, am emoții. Am câteva balanțe care îmi sunt tare dragi. Și îmi pare rău că ați întârziat luna trecută. 9 de băte. Nu știu de ce am senzația că a apărut și la ultima etalare. Poate greșesc, când spuneți voi, că n-am timp să le ascult, chiar dacă sunt ale mele. 9 de băte. Energia centrală. Eu cred că sunteți, mulți dintre voi. Repet, tocmai pentru că ați trecut prin foarte multe dezamăgiri, lupte, v-ați luptat pentru poziție socială, pentru a vă menține relația, pentru a vă menține căsnicia, pentru a vă menține onoarea. Da, interesant cum a venit acest cuvânt. Pentru a vă menține onoarea. Pentru a vă menține dragostea de sine, respectul față de voi înșivă. Wow, ce mesaje primesc! Ați luptat foarte mult. Posibil, dacă vine această dragoste ciudată, profundă și totuși adevărată, să vă prindă un pic cam prea răniți și cu prea multe garduri, prea multe ziduri în jurul vostru. Lăsați totuși o portiță de intrare. Interesant cum e aici o mică portiță în spatele acestui om. Că până la urmă dragostea, ce stare am. Dragostea adevărată se va furișa prin această portiță și vă va atinge sufletul într-un mod aparte. Wow! Ce vă blochează 7 de monede. Dacă nu greșesc, e posibil și berbecii să fie avut aceeași carte în aceeași poziție. Dacă nu greșesc. Poate sunt ei, berbecii, care sunt obligați să mai aștepte de o situație. Poate se despart, poate se separă, poate încă își restructurează resursele financiare. Te sunteți voi, că de fapt berbecul este casa voastră a șaptea. În care, da, în care voi ați fost răniți în casa a șaptea. Și sunteți chemați, și aici e provocarea, fiind răniți, v-ați orientat foarte mult către muncă. Ați muncit, poate mai mult la servici, ca să uitați de aceste probleme acasă, de aceste lupte, au fost lupte acasă, da. Pentru unii. Nici o carte nu reprezintă acțiune din acestea două. Amândoi stau și se odihnesc bine. Unul e totuși pregătit de luptă, celălalt stă și meditează la resursele sale, la contul în bancă. Eu știu, poate a fost o despărțire și vă gândiți cu câți bani ați mai rămas, cu câte mașini sau dacă are toate roțile mașina după despărțire. Oricum, vă gândiți dacă faceți pasul către 8 de monede. Ce înseamnă 8? Să vă implicați. Să vă implicați eventual într-o relație. În cazul în care ați rămas singuri. Să vă implicați în relația aceasta care v-a rănit, în care a trebuit să vă luptați. Să vă implicați în acea dragoste adevărată care s-ar părea că vine și se furișează printre toate bâtele și toate monezile și toate problemele. Interesant. Ah, ați fost mințiți, mințiți, decepționați în trecut. Trecutul îndepărtat. 7 de spade. Că e semn de aer, nu e obligatoriu. Eu cred că ar putea fi ideea că v-ați mințit voi într-o relație. Ați sperat, evident, toată lumea speră dragoste adevărată, dar această relație n-a fost dragostea. Dragostea adevărată abia acum vine. Pentru că
Acum meritați. Așa se întâmplă. Dragostea adevărată vine târziu în viață. Fuh, ce stăream, pentru că în tinerețe nu știm să alegem. Toți, nu doar voi. Toți, toți, toți trecem prin această autominciună, sabotaj, decizii prost luate, dezamăgiri, argumente, certuri, strategii mentale. Trecutul îndepărtat, în subconștientul vostru, da, da, sunteți așa. Încă aveți senzația că anumite persoane v-ar putea minți. Da, mulțumesc mult. Mare grijă, dacă vine această mare dragoste, nu proiectați pe ea. Ce stăream, aceste energii ale trecutului sunt în subconștientul vostru. Pentru că ați fost răniți. Pentru că ați fost mințiți. Să nu proiectați această imagine pe ei. Ai, ai. Trecutul apropiat, doi de monede, da. No, dacă merge, încercați să manifestați nouă independență sau, dacă nu independență, o stabilitate financiară pe care orice om și-o dorește. 2 cu 7, da, 9. 2 de monede. A trebuit, poate un semn de pământ v-a jonglat. E posibil și acest lucru. Sau cineva cu planete. Că-i aer, că-i foc, că-i pământ, că-i apă, da, nu contează. E posibil în trecut cineva v-a jonglat între... s-a jucat între voi și altă persoană și din acest motiv aveți și mincinosul, aveți și rănitul, Chironul. Și așteptați și vă gândiți, domne, să muncesc, de fapt 8 ce înseamnă? 8 înseamnă transformare. Poate unii încă vă este greu să alegeți transformarea. 2 de monede. Poate în ultima vreme unii dintre voi a trebuit să jonglați cu emoțiile, cu banii, ca să vă mențineți oarecum echilibru, onoarea, respectul, poziția la locul de muncă, poziția în casă, care dă mai mult, care dă mai puțin. Cine știe ce lucru, fiecare știe ce se întâmplă în bucătăria sa. Da. Ah, ce frumos, magicianul. Asta vă doresc, să manifestați un nou început. Asta vă doriți la modul conștient acum. În septembrie vă doriți. Sunteți conștienți, adică sunteți conștienți că este momentul, că e acum, că e peste o lună, că e unul totuși, da? Că e peste un an, aș vrea să fie mai repede, evident, să nu amânați lucrurile. Trebuie să manifestați un nou început în viața voastră. Și asta ce înseamnă? Da, aveți atâtea chestii. Sunteți conștienți că aveți nevoie de toate resursele. Din acest motiv, vă analizați și finanțele, vă analizați și experiențele, vom vedea cum stați cu celelalte elemente. Cupe, spade, eterul. Eterul aici este credința. Relația voastră cu infinitul, cu divinitatea. Pentru foarte puțin dintre voi, magicianul poate să fie, iar repet, prima zodie, berbecul. Magicianul poate să fie un geamăn. Poate acel, eu știu, geamăn, aveți aici semne de spade. Un geamăn, o fecioară. Un geamăn poate să fie acesta, o fecioară poate să fie aceasta, că aveți semn de pământ, dar nu contează. Haideți să trecem peste aceste detalii și să înțelegem că, de fapt, cărțile reprezintă energii. Da, este o persoană, dar sunteți voi. Voi poate începeți să vă puneți pe primul plan. E interesant, un venusian, o venusiană să se pună pe primul plan, dar este dreptul vostru. Să relaționați cu oameni care vă respectă, care vă iubesc, care vă apreciază și care vă simt și cu care puteți evolua. Viitor apropiat, fecioară? Nu, taur, greșesc.
Taur, poate și fecioară, că nu degeaba fi zis. Și aveți două cărți semne de pământ. Nu, tot fecioară. Fecioară sau taur? Nu, taur a avut în aceeași poziție. Poate aveți acolo planete. Fiind balanță, posibil aveți planete în fecioară. Dacă e vorba de o căsătorie, poate ați relaționa și cu un taur. Decizii. Dar nu. Vă rog din suflet. Nu vă lăsați influențați de minte, ci de intuiție. Ci de intuiție, dragii mei. La luna nouă poate să primiți, poate acum, la luna nouă, unde a fost la sfârșitul lunii, sau la următoarea lună nouă, între aceste două luni noi, trebuie să luați o decizie. Până atunci, cred că într-un fel sau altul blocați de ca și când ați bara. Ce? Această manifestare ar fi păcat. Acea dragoste adevărată ar fi păcat. Haideți să vedem cum se așează cărțile. Deci asta este, eu să zic, viitorul apropiat. Săptămânile acestea, zilele acestea. O, regina de monede este sfatul. Sfatul este să fiți stabili, că doar am avut și împăratul, voi l-ați avut. Și asta înseamnă stabil și control, da? Să fiți stabili, dar nu doar să fiți creativi. Și protectori, da, mulțumesc, să fiți protectori. Dacă ați obosit la serviciu, odihniți-vă un pic și începeți ceva nou care să vă ducă către această abundență. Regina de monede e abundentă. Este practică, nu materialistă, este practică. Poate pentru unii, poate să fie Capricorn născut în ianuarie, da? Dar sfatul este să fiți creativi, blânzi. Da, mi-am adus aminte. Sau mi-a adus aminte spiritul. Da, unii dintre voi nu vreți să comunicați. Regina de monede își cunoaște valoarea. Sfatul este, în cazul în care ați trecut prin aceste lupte, prin aceste, eu știu, minciuni, strategii. Cineva poate a jonglat între voi și altcineva, sau voi a trebuit să jonglați banii, situația, viața, ca să faceți față schimbărilor, transformărilor. Sfatul este să vă cunoașteți valoarea. Pentru cei care ați uitat ce valoare aveți. Regina de monede poate să fie semnul taurului. Poate să fie. Sau e o persoană care creează, da, e o persoană care creează lucruri frumoase și valoroase. Poate ar trebui să începeți niște workshop-uri în acest sens sau să vă întâlniți cu oameni în acest sens care creează lucruri frumoase și valoroase. Artă, poate chiar și tehnologie, depinde. Mie asta îmi vine în minte, poate voi vă gândiți la altele, poate o persoană în preajma voastră, o mamă, o soție, fostă soție, nu contează, cu care încă aveți de discutat niște lucruri. Vom vedea cum se așează cărțile. Vai, Marea Preoteasă, forță exterioară, semnul peștilor. Vai, vine o persoană foarte influentă și puternică. Wow! Intră în viața voastră, dragii mei, născuți cu Soare, Lună, Venus în balanță. Intră.
Și chiar persoana aceasta vă vede și blocajele, vă vede și așteptările, vă vede și dezamăgirile, vede că poate încerca să blocați sau încerca să manifestați, simte. Dar este o persoană spirituală, este o persoană extrem de intuitivă. Poate vă va ajuta într-un fel să luați această decizie specială. Poate, nu poate. Ar fi aptă să vă ajute să manifestați o nouă etapă în viața voastră. Wow! Poate are legătură regina de monede cu Marea Preoteasă? Voi știți? Sau poate nici voi nu știți. Pentru că Marea Preoteasă reprezintă un secret. Și în anumite situații, da, mulțumesc, Spirite! Marea Preoteasă, în anumite, foarte puține situații, reprezintă ca și împărăteasa, ca și regina de bâte, reprezintă o a treia persoană. Însă persoana aceasta nu este orice fel de persoană. Am vorbit de dragoste adevărată. Persoana aceasta nu se duce de dragul sexului cu cineva, ci pentru că simte că are o dragoste profundă de împărtășit. Mare atenție la această mare preoteasă, să nu o tratați cum nu trebuie. Cum nu trebuie. Marea preoteasă și magicianul, în momentul în care începe să manifestați o nouă etapă, vă puteți numi un cuplu divin. Marea preoteasă face cuplu, fui ce stare am, cuplu divin cu marele preot, evident, dar cred că este un cuplu mai dificil, cred că cel mai bine face cuplu cu magicianul. Este vrăjitorul și vrăjitoarea, cu alte cuvinte. Bine, nu neapărat vrăjitor, evident. Oameni care știu, cunosc resursele, au cunoaștere, Tora, tarot, astrologie, reiki, orice vreți, fui ce stări am. Și chiar dacă nu le-a citit, le intuiește lucrurile, diferența între alb și negru, între suferință și bucurie, între viață și moarte, între zi și noapte, intuiește toate lucrurile astea. Fai! Ce stai? Îmi dați. Aceasta este forța exterioară. Pentru unii dintre voi, dacă este foarte posibil, pentru foarte puțini dintre voi, să discutați cu tarotistă, da, așa se zice, da, tarotistă, cu un cititor în tarot, în cărți, cu un astrolog sau cu o persoană care lucrează cu energiile ca să vă ajute eventual să ieșiți din astea vibrații negative. Evident, nici doi de spade nu e prea grozav, dar hai să zicem că e un moment de decizie. Nici doi de monede nu-i cine știe ce, dar da, nu este. Nu poți să zici că e o vibrație pozitivă, dar hai să zicem că e neutră, da? Dar astea trei nu sunt pozitive. Și poate da, cei care vreți să manifestați un nou început, încercați să discutați cu o persoană de genul ăsta. Dar eu simt că prima variantă poate să fie foarte valabilă pentru unii dintre voi. Wow! Regele de bâte, de care vă este frică unora dintre voi? Berbec, leu sau săgetător, la modul simplist. Regele de bâte este o persoană foarte autoritară. De-aia probabil ați avut și lupte, că și voi sunteți și ei sunt. Și aici este capcana relațiilor în opoziție. Dacă nu vă ajută și alte elemente, mai devreme sau mai târziu, opozițiile se desfac, se separă, se rup. Pentru că este balansul prea mare. Poate e berbec. Cu o fi altă zodie, e o persoană autoritară. Pentru unii poate să fie un șef la locul de muncă. Oricum, cred că cu această persoană ați avut lupte și într-un fel sau altul, din păcate, ați rămas un pic afectați cu răni profunde. Nu doar sufletești, chiar și fizice pentru unii dintre voi. Și o rană fizică ar putea să fie și
izolarea voastră de prieteni, de creativitate, de latura voastră senzuală. Înțelegeți unde aș vrea să merg? În cazul în care ați avut lupte acasă, poate la un moment dat nici n-ați mai fost împreună și asta poate să devină o rană fizică. Chiar dacă e invizibilă, există. Eu știu pentru cine or fi, o fi. Că dacă așa simt să vorbesc, așa este. Vă este teamă că acest rege încă se uită înspre voi? Că e rege, că e regină, poate să fie o femeie în semn de foc foarte masculină. Dar, repet, nu e obligatoriu să fie foc. Este obsedată de a-și impune părerea, de a face ce vrea, de a conduce relația. Exact acea bâtă, poate de care v-ați îndepărtat, 9 și cu 1, 10, dar 10 este epuizare. 10 este, Doamne, acel om epuizat de atâta responsabilități. Probabil că ați încercat cu aceste decizii să lăsați măcar o bâtă, probabil pe aceasta, cea mai importantă, să o lăsați deoparte. Nu știu cum. Sunt multe variante, v-am zis. Alegeți cea care vi se potrivește, pentru că facem o etalare colectivă, da? Wow! Ce vă doriți? Cum am zis? Să munciți. Să munciți. Pentru că, da, e bine. Dacă luați decizia să vă concentrați pe muncă, e bine. Pentru că aveți potențialul să mergeți către 9. 9 este un soi de abundență în 3D. Dar să nu vă depărtați foarte mult de energiile acestea două, de spiritualitate și de creativitate. Dacă acesta ar fi sfatul și asta vă doriți să munciți, să munciți ca să vă creați o abundență specială, nu doar materială, ci muncind, sau mai bine zis, munca vă confirmă valoarea. Mulțumesc! Munca vă confirmă valoarea. Poate vă doriți să descoperiți, da, am zis că regina de monede e foarte creativă, vă doriți să vă descoperiți noi îndemânări, abilități, ori la locul de muncă, ori în altă parte, oricum, munca vă transformă. Nu cred că e vorba de o persoană. Această carte nu cred că e vorba de persoană, cred că este vorba de voi. Pentru că încă stați și meditați. Și vă dați seama că nu aveți resursele pe care, eu știu, poate vi le închipuiți voi că ar trebui să le aveți. Bine, asta e doar gândul vostru. Pentru cei care v-ați despărțit, sau vă despărțiți, sau v-ați separat, într-adevăr aveți nevoie să vă refaceți oarecum fondurile. Wow! Transformare! Vai! Da, împărăteasa poate să fie și un scorpion sau cineva cu planete în scorpion, dar eu nu mă fixez pe așa ceva. Este transformare, fantastic, transformarea voastră, dragii mei, cu balanță, soare, lună, Venus, ascendent. Fantastic ce cărți aveți. M-ați făcut? Wow. M-ați înfiorat toată. Transformare. Da, interesant cum s-au așezat cărțile. Afară de faptul că vreți să manifestați o relație stabilă, creativă, cu o persoană care, într-adevăr, vă puteți completa, aceștia doi am zis că vă completează, da, și să vă transformați viața și pe voi înșivă în această direcție, să renașteți, că asta înseamnă renaștere, 13, moarte și începe. 1. A ieșit copilul. Sau noua persoană, da? 2. A început să se conecteze la spiritualitate. Păi, dacă vine și împărăteasa în partea cealaltă a setului de cărți, chiar sunt șochi. Wow! Și ce vreau să zic? Posibil pentru unii dintre voi,
Pentru că aveți aici un mincinos, aveți răni și așteptări și pe vertical aveți magicianul pentru unii, nu pentru toată lumea. În subconștient aveți grija minciunilor, în conștient aveți senzație sau poate conștientizați că ați avut de-a face cu un manipulator, dragii mei. Da? Nu degeaba e pe vertical. Și în acest motiv care v-a jonglat, da? În acest motiv vă doriți să puneți stop. Da? Să puneți stop acestei situații. Și atunci, da, frumos, moartea lasă în urmă manipulatorul, iluzionistul, prefăcutul, că doar aveți aici, da? Prefăcutul, care v-a rănit. Haideți, mami, să vă arăt. Care v-a rănit și care v-a ținut așa într-o stare de stagnare, care v-a manipulat, v-a jonglat, vreau să zic, v-a jonglat. Ca pe niște jucării. Orice zodie ar fi. Nu contează. Deci doriți să lăsați în urmă. Să nu mai auziți de existența acelei situații, persoane. Poate să fie și la locul de muncă, repede, de câte ori pot. Și vă doriți să vă transformați. O, Doamne, să renașteți. Ce frumos. Această persoană vă ajută să renașteți. Această dragoste adevărată. Că o fi una și aceeași, rămâne de văzut. Dar e o persoană creativă, sau dacă nu, voi trebuie să fiți creativi în această transformare. Sau voi trebuie să vă transformați în această persoană. Iai, câte mesaje vin. Vai, dragii mei, mați. Uimit de tot. Wow. Da. Valet de monede, că e copil, că e mesaj, un mesaj în care vreți să dăruiți. Poate primiți un ajutor cu 8 și cu 1, 9, ajungeți la acel 9 de monede, acea mică împărăteasă 3D. Da, luptați pentru acest mic sau timid început. Valetul de monede înseamnă că și studiați. Aici munciți, aici studiați. Cum să manifestați sau cum să lăsați în urmă pe cei care v-au păcălit și v-au manevrat odios și să vă transformați viața. Ia uite și nouă de monede. O persoană care are multe reușite în viață, care este apreciată și care e independentă. Puteți să fiți într-o relație cu cineva și totuși să fiți independenți. Știu, sună ciudat. Dar nu e chiar așa. Vă vindecați. Și vine și cheful de viață sau poate vine... Da, vine. Vă vindecați după o aventură, după un semn de foc, care tot așa a venit, a plecat... Și acum înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, a adevărului. Aveți mintea clară. Și sper această sabie să vă ajute să luați hotărârea care trebuie. Wow! Da, ia uite. Să lăsați în urmă durerile pentru că aveți, vai, sufletul acesta despre care v-am vorbit, pereche, 6 de cupe, dintr-o altă viață, că nu e fi zis degeaba. Vă ajută să lăsați în urmă toate responsabilitățile, toate grijile, toată oboseala, epuizarea, da, 9, 10, câte ori am vorbit, sunt aici. Vă ajută. Pentru că aici sufletul geamă, pereche, dragoste adevărată, care vă face fericiți, care vă trezește la o nouă conștiință a sufletului, a spiritului. Wow! Dumnezeu, ghizii spiritual, îngeri, au muncit în fiecare... Viață, muncesc pe rupte să vă aducă împreună. Asta e talarea pentru balanță. Soare, lună, Venus, ascendent, vă doresc dragoste, face creștere spirituală și sper să vă placă și să vă exprimați în acest sens. Vă pup numai bine, frumoșilor!